that you leave your mind. I never was good at sharing. Bună seara, dragii mei, și bun regăsit la Oameni care ne inspiră. Astăzi vom vorbi despre o arhitectură specială. Arhitectura cerurilor, cel puțin în felul în care ea este reprezentată pe pământ. Alături de domnul profesor Augustin Ioan, arhitect și doctor în arhitectură, lector în cadrul Fundației Calea Victoriei, mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru această oportunitate. Vă mulțumesc și eu. Cât de diferită este arhitectura aceasta spirituală în cadrul felului în care oamenii și-au reprezentat-o pe pământ? Pentru că avem foarte multe culturi, foarte multe tradiții. Dacă mă întrebați cât e de diferită față de alte feluri de arhitectură, vă spune că este o profesiune diferită. Dacă mă întrebați cât este diferită față de cum ne imaginam noi, de pildă, arhitectura Ierusalimului Ceresc, arhitectura Templului și așa mai departe, v-aș spune că fiecare epocă, fiecare schimbare de paradigmă, să nu-i spun stil, dar să-i spun schimbarea de paradigmă în arhitectură, a oferit și propria viziune, cum s-a întâmplat și cu pictura, de altfel, după cum știți că sunt reprezentări ale Ierusalimului Ceresc în, nu știu, Renașterea Italiană, și era careva de la familia de medici pictat acolo pe post de mag sau... Bun. În ceea ce privește arhitectura, unele din aceste viziuni, arhitectura ale cerurilor, cum, mă rog, i-a propus un titlu, să zicem mai degrabă, cum să spun, care să inspire și care să atragă, de bună seamă. Unele epoci au și construit o astfel de viziune. Exemplu cel mai la îndemână care îmi vine acum este cel al Palatului Escorial, care este făcut exact după proporțiile și după indicațiile din textul biblic, făcut de Juan Herrera pentru regii Spaniei. Sunt alte principii după care oamenii au construit aceste edificii cu funcție religioasă? Da. A spune că sunt alte principii, de fapt ar trebui, mai corect, ar trebui să spunem că apoteoza principiilor după care se construiește în orice cultură, în orice epocă, e de regăsit în această arhitectură. De bună seamă, ca și la rețetele bune de mâncare, dacă pui ingredientele bune, n-are cum să iasă rău pe partea cealaltă. Prin urmare, dacă pui ceea ce știi sau ceea ce crezi în epoca respectivă că este maximum, e apoteoza lucrurilor și a materialelor de construcție și a conceptelor de construire ale clipei respective, de bună seamă că în sensul acesta și în astfel de lăcașuri, în toate culturile, de regulă, această arhitectură este o reprezentare a lumii. Eu mă ocup în special de partea creștină, să spunem, de lăcașurile și am și construit. Dar toate religiile își reprezintă lumea prin aceste lăcașuri de cult. Că e labirint, că este călătorie spre centrul pământului, că e ieșire la lumină. Nu sunt foarte multe principii, și de asta și seamănă foarte multe dintre aceste lăcașuri de cult unele cu altele. Prin urmare, găsim atunci... Pot să vă spun ceva foarte simplu. Și anume, istoria arhitecturii este istoria lăcașurilor de cult și a clădirilor, cum să spun, cu semn de exclamație după, palatele. Pentru că acolo se concentra... De altfel și arta, în sensul mai larg, probabil că are ca punct de origine religia și... În orice caz, asta și asta o să și discut într-una dintre prelegeri. Când ne uităm, e una dintre tentațiile și nostalgiile de asemenea ale arhitecției, care e prima casă? Și dacă o căutăm în sensul temporal, deci cea mai veche sau prima care ne s-a păstrat, e un templu. Este templul de la Göbekli Tepe, acum în Turcia, 13.000 de ani înainte de Hristos. Și este vârful unui deal făcut din asemenea construcții, din asemenea încinte. Deci ăsta pe care l-au găsit e cel mai tânăr. Deja arheologii vorbesc despre 14, vorbesc la o altă provincie, dar a anunțat guvernatorul, s-ar putea să fie politică, că a găsit unul și mai vechi. Dar ăsta sigur e făcut. Și sigur că e interesantă vechimea. Profesorul german care a descoperit, pentru o întâmplare fericită, în 2008 acest ansamblu, a spus așa, ca să vă dați seama cât de vechi este,
distanța în timp de la Göbekli Tepe la Stonehenge e mai mare decât distanța în timp de la Stonehenge la noi. Stonehenge nici nu chiar așa de vechi, în timp existau piramide, începuseră piramidele când se făcea Stonehenge, care de altfel, după cum ați aflat de curând, de foarte curând, e strămutat, nu e construit acolo. Pietrele au fost luate de undeva din Wales și strămutate în locul pe care îl găsim acum și oricum acolo era mai mare și există reconstrucție, e o altă poveste. Pentru că ați pomenit de piramide, nu mă pot abține să nu vă întreb, din punct de vedere arhitectural, cum vedeți dumneavoastră acest fenomen al piramidelor? Dacă mă întrebați pe mine personal, vă dau un răspuns. Dacă mă întrebați pe mine ca profesor de arhitectură, vă dau următorul răspuns compus. Propriu arhitecturii este sublimul, nu frumosul. Spunea Hegel. Când era vorba să discute categoria, nu, e frumosul, obiecte mici, picturi, tot ce trebuie. Da? Arhitectura e în regimul sublimului, care înseamnă exces dimensional, și figura construită proprie este piramida. Deci ea reprezintă și începutul, dar în același timp și apogeul. Să știți că până acum, cred că 150 de ani, a fost cea mai mare clădire din lume. 3.000 de ani? Asta nu-i puțin lucru, nu? Pur și simplu prin acumularea de piatră, lăsând la o parte. Ne putem imagina din punct de vedere tehnic cum au putut fi construite acele blocuri? Sunt tot felul de ipoteze, dar mă rog, apropo că m-ați întrebat pe mine, eu cred că atunci când vom afla, mi se va părea incredibil de mult mai simplu, dar nu e așa cum ne gândim acum, pentru că noi acum gândim proiectând gândirea de acum înapoi. N-aveau macarale, n-aveau de aia, n-aveau nevoie, pentru că era un alt mod de construcție, cu siguranță. Între timp s-au mai aflat detalii, de pildă, către cea. Ele sunt localizate unde sunt localizate, acum par în mijlocul nicăierii, dar la vremea respectivă exista un braț al Nilului pe care putea fi adusă piatra foarte aproape. Asta începe să fie mai... Da? Să ne dea o explicație. Dar e o știință dragă, după cum știți, piramidologia, sunt piramidologi cât cuprinde, unii sunt scrântiți într-un Hristos și ne dau... Împarte uscatul în două părți egale, deci e pe meridianul care face și drege, este o stă atâta pe coț, pe atâta. În realitate, sigur nu putem dezminți această propoziție. Piramidele au unghiul după care orice grămăjoară de materie din asta, de pietricere, am face-o, ele se așează natural pe această. Deci acolo e o știință a staticei. Dacă fac obiectul ăsta, să nu se risipească. Și știți că există. S-a încercat cu unul mai mare, după aceea s-a văzut că poate fi riscat și așa mai departe. E una care are două unghiuri. E o știință dragă, extrem de interesantă. Apoteoza țăcăniților este relația pe care din camera faraonului, în piramida mare, din camera faraonului este un tunel care iese la suprafața piramidei, nu pe acolo pe unde se intră acum, ci ăla, când s-a apucat un nebun să o prelungească, a dus în constelația Sirius. Îți trebuie un computer puțin să dai înapoi timp, să dai cerurile înapoi. Ei spun nu 3.000, ei spun 10.800 de ani. Și acolo se duce exact în Sirius. Acum, sigur că trebuie să acceptăm toate aceste ipoteze preliminare ca să ajungem în Sirius, dar poate că e interesant că de curând, nu știu să vă spun dacă anul ăsta sau sfârșitul anului trecut, au găsit cea mai mare planetă de tipul Pământului în constelația Sirius. Populația Dogon din Mali, dacă îi vedeți cum sunt cu muci la nas și cu nu știu ce, o să vă mirați, dar ăștia au o cosmologie proprie și îi spun că sunt din... De unde și expresia în engleză, get serious. Eu le spun cu beneficiu de inventar, trebuie spuse că sunt în toată această istorie, dar fiind în spațiul academic, eu spun lucrurile care pot fi verificate. Asta la aici nu e niciun fel de... De altfel, că citiți un roman foarte popular și foarte agreabil pe care îl recomand, se cheamă Pendulul lui Foucault, al lui Umberto Eco, foarte probabil cea mai strălucită minte a sfârșitului de secol 20. Și la un moment dat se vorbește de piramidologie, de pe Piazzi Smith celebru. Și spune că la un moment dat lui Piazzi Smith, tot sistemul ăsta de proporție, primul care a descoperit, să zicem, aceste coincidențe, distanța Pământ-Lună, nu știu, care se regăsește cumva aproximat acolo,
că l-ar fi prins unul din asistenții săi cum pilea un colț de la piramidă ca să intre perfect în proporții. Deci toate tărâile astea trebuie luate cu foarte, foarte multă precauție. Dar ce știm este că atunci când ne apucăm, apropo de imaginea lumii, nu trebuie să ne mirăm că lucrurile astea se încadrează într-un sistem de proporții. Nu, dar că descoperi să folosește șirul lui Fibonacci. Șirul, toate lucrurile, toate... Floarea soarelui crește după șirul lui Fibonacci. De ce să te miri că un obiect al unor oameni care au înțeles niște principii, niște principii geometrice și într-o vreme se spunea, muriți bresele de constructori, spuneau că geometria este modul în care vorbește Dumnezeu cu noi. Dacă înțelegeți principiile astea geometrice și le urmă, nu aveți cum să greșeți. Și într-adevăr, aplicarea de la un moment încolo, raportul între două numere consecutive din șirul Fibonacci este secțiunea de aur. Deci sunt concrescute, așa e. Deci nu e nimic miraculos că găsim, dacă așa, dacă, încă o dată. Deci dacă am pus în partea asta, nu ne mirăm că iese în partea cealaltă, pentru că așa e făcută aia, cu numerele, știți, nu știu câte, 5 numere care controlează toată lumea. Constanta cuantică, viteza luminii, fiul, toate astea. Așa e, nu? Așa iese. Ne întoarcem în ideologia iudeo-creștină, cea în care dumneavoastră... Teologie, că din ideologie nu mă pricep. În teologie, atunci ideo-creștină. Și m-aș întoarce la acea zicere relatată în Scriptură, ca aparținându-i Mântuitorului Iisus Hristos, care spune, dărâmați acest templu, dărâmați templul acesta și în 3 zile vei ridica din nou. El, spunând acest lucru ca o metaforă, sigur, cărturarea hierei de acolo, luând-o în sensul propriu, cu referire la templul din Ierusalim. Și știm că în sensul propriu nu s-a întâmplat, el a fost dărâmat după... Cum arăta acel templu? Asta este mai ușor să vă răspund decât... Credeam că mă întrebați de ce nu s-a reconstruit după ultima 70, nu? A fost în perioada aia și avem reprezentările cum cară lucrurile de prez în templu, cum sunt duse la Roma. Să reformulez. Au fost 3 temple. 2 s-au construit. Deci a fost templul făcut de Sol. Revelația a fost la David, dar David află tot așa că nu poate să-l construiască, că are mâinile pline de sânge. Dar strânsese, avea planul, avea comoara. Da? Putea finanța. Fiul său Solomon construiește după planurile revelate și de asta vă spun, deci având planurile, să știți că la primul templu s-au făcut, cum spuneam anterior, s-au făcut reconstrucții în fiecare epocă și a dat cu părerea cum ar putea să arate, inclusiv ultima de care știu eu este din anii 80. Stanley Tigerman a făcut, un arhitect american, acest exercițiu. Tot. Deci e un text. E un text pe care îl poți traduce în limbajul arhitecturii contemporane, de bună seamă, ca să nu ne întoarcem să ne dăm cu părere. Dar și la Ierusalim, dacă mergeți, cred că la... E o reconstrucție a întregului oraș și e și reconstrucția templului. Cred că e la unul dintre marile hoteluri de acolo, Camp David. Nu, s-ar putea să greșesc. Deci au o machetă. Există macheta aceea mare, toată lumea se uită, știți foarte bine. Toate sunt ipoteze, nimeni nu știe de fapt cum era, dar la toată această poveste, sigur că poate fi refăcută și a și fost refăcută. Este dărâmat, robia babiloniană, Ezechiel se întoarce și mai avem în Ezechiel o tentativă de reconstruire, au fost lăsați. Dar următoarea este templul și cel despre care vorbim în Evanghelie este templul refăcut de Irod, care se pare că a fost somptuos, dar cum să spun așa, puțin cu puțin nuvoriș, așa, adică puțin prea mult și în orice caz să zicem faptul că nu era lipsa de legitimitate a lui Irod vrea să compenseze prin excesul de decorație, de nu știu ce alte. Și ăsta a fost de mână și nu s-a mai reușit, ceea ce nu semnează că nu găsiți tot felul de țăcăniți pe internet care continuă să-și propună să reconstruiască templul. Acela sau altul. Ceea ce deocamdată, după cum știți, nu e posibil pentru că acolo este o moschee. 2. Cruciații au construit o biserică, a fost după ce transformată în moschee, Al-Aqsa, și domul octogonul, acela care pare să marcheze pentru musulman, marchează locul de unde
a fost răpit, în sensul extatic al termenului, a fost Mahomed răpit și există și o amprentă de picior pe stâncă. Și care, deci domnul acum ține locul ocupat pentru că acolo pare să fi fost templu. Deci nu se pune problema să dăreme cineva sănătos la minte Dome of the Rock și să construiască, să reconstruiască oricare ar fi acesta. Asta de unde este și tensiunea care știți care foarte bine tot timpul acolo. Dar este foarte interesant că în același spațiu geografic foarte restrâns, iată, sunt semnificații spirituale foarte profunde din culturi diferite. Da, mai credeam că spuneți un lucru și mai interesant, și anume că același spațiu a generat trei religii diferite. Dar nu s-a atât de diferit de pe cât ne-ar plăcea să credem. Noi suntem noi, creștinii și să zicem, poporul iudeu în part sau împreună au acest Vechi Testament. Iar Coranul, pentru cine îl citește, este o bucurie pentru că regăsește toate temele din Biblie, refolosit inclusiv un respect deosebit acordat lui Iisus și Maicii sale. Nu îl recunosc ca fiul al Domnului, dar recunosc ca profet cel puțin detalii al lui Moise, deci e în șirul așa, și Mahomet de ultimul dintre profeți, dar el e acolo. Isa este dintre mari profeți. Totuși, arhitectura este mult mai diferită decât teologia. Felul în care avem arhitectura creștină, nu? Nu. Nu. Ați fost la Istanbul? Recent nu. Dar știți că Moschia Albastră și alte câteva moschii făcute de... Moschia Albastră nu e făcută de el, dar moschiile făcute de Mimar Sinan Pașa, că probabil cel mai mare arhitect pe care l-a dat lumea musulmană, care era persan, era arhitect militar și a făcut majoritatea capodoperelor din Istanbul, din fostul Constantinopol, făcute de el. El era obsedat de Sfânta Sofia. Și a încercat soluția de cupolă de la Sfânta Sofia, deci încercând să... Băi, nu se poate ca ăștia să făcut ceva ce noi nu putem ajunge necum depăși. Și în mărturile lui există, cel a făcut și un tratat de arhitectură, din nefericire, eu nu știu să fie tradus, și păcat pentru că e o alternativă la numerologia și la geometria, să zicem, iudeo-creștină. Ei au cu derivatele din Biblie, perfect compatibil, dovadă că a produs capodoperă. Și n-am spus întâmplător că e persan, pentru că, dacă mă întrebați pe mine, cele mai spectaculoase cupole sunt în lumea persană, sunt în lumea șiită. Fac exercițiul ăsta, iertați-mă, o frază mai spun. Fac exercițiul ăsta, le pun fotografii de la telescopul Hubble, Dumnezeu să-l ierte că acum va fi înlocuit, și le pun fotografii de la cupole persane. Deci a zis că sunt făcute cu poza de la Hubble în față. Acum 1000 de ani. Da? Deci din punctul ăsta de vedere, maximum este acest arhitectura persană cu acest persan care este Mimar Sinan Pașa Universității, chiar numele Facultății de Artă și Arhitectură de la Istanbul. Deci nu e adevărat. Dacă vă duceți în zona asta, o să vedeți că modelele au circulat. Sinagogile. Templul e unic. Nu s-a mai, deci nu se putea repeta, dar sinagogile ca spații de învățătură, nu știu ce, s-au uitat la modelele creștine. Deci sunt inspirații. Circulă modele, sigur că da. Înainte de a intra în ceea ce înseamnă spațiul sacru creștin, aș mai avea o întrebare cumva preliminară, pentru că s-a vorbit foarte mult în ultimul timp despre ceea ce a însemnat cultura și tradițiile acestui teritoriu pe care noi trăim înainte de creștinare, înainte de transformarea în ceea ce suntem astăzi. Ce știm despre arhitectura dacă și despre partea de sacralitate? Eu am niște buni prieteni care chiar acolo locuiesc, chiar pe lângă Sarmizege, de fapt la poalele cetății Piatra Roșie. Aurora Pețan și fostul meu coleg de cameră din timpul facultății, arhitectul Marian Coman. Și adeseori când mă duc pe acolo, destul de rar, dar odată pe an mă duc, discutăm tot felul de lucruri, inclusiv mergem la Sarmizege Tuzla și discutăm pe... În realitate nu se știe. Tipologia, deci când vă uitați pe platou acela de spații sacre de la Sarmizege Tuzla, o să vedeți tipologii complet diferite. Unele, evident,
foarte probabil erau, să zicem, din zona aceasta a grecilor, deci erau temple care n-am fi fost șocat să le comparăm cu ce se află prin, nu știu, prin Sicilia, prin de-astea, cum să spun, cu colonadă și cu acoperiș în două. Altele sunt circulare și ies din... Sigur că există tentative de reconstrucție, n-avem niciun fel de știință, sau eu nu am niciun știință despre ritual. Adesea ritualul ne spune ceva măcar despre confort, tipologia spațiului, nu? Deci dacă e chestie cu deplasare, probabil că și templul ar fi dezvoltat pe lung. Nu știm nimica, deci nu știm suficient despre religia care ar fi fost găzduită în astfel de spații. Nu știm de ce, cine le-a distrus atât de dramatic. Bun, a fost cucerită cetatea, nu știu, a distrus garnizoana romană, le-a făcut una cu pământul. Le-au distrus ei înainte de a fi cuceriți ca să nu... Că asta e o temă, apropo de ce discutam înainte, asta e o temă biblică. De primul lucru pe care îl faci, dărâm zeii, le distrugi zeii. Deci cucerești un oraș, distrugi zeii. Ca să nu se mai aibă unde să strângă, unde să plângă, unde să... Nu? Dacă razi Acropola sau... Nu? Și Acropola a sărit în aer că era depozit de praf de pulbere a turcilor și a sărit, au sărit că erau ei proști din aer. Dar... Acum, sărim peste timp, sărim. 2000 de ani, asta a fost și posibilă abordare a comunismului în a rade edificiile religioase și a distruge... În Rusia sovietică lucrurile s-au făcut foarte serios. În România s-a făcut mai neserios și mi-aduc aminte de o vorbă, cred că Belu Zilber a spus undeva, că în România comunismul a însemnat Stalin plus Caragiale. De la Chișinău în sus a însemnat numai Stalin. De ce? Au ras, au aruncat în aer sus Mântuitorul la Moscova și au făcut piscină, adică tot felul de țări. Țineau cai în biserică, știți foarte bine. Cu micul popas în perioada războiului, când era atât de groasă, încât Stalin a dat drumul totuși la biserici, are mai ca Rusia, știi? Și asta era evident că nu pe comunism se baza pe religie. Ca și acum. La noi au fost două valuri din astea, că se închidă mănăstirile, i-a trimis, nu știu ce, de-aia avem și poze cu Arsenie Boca îmbrăcat în gigolo, că era dat afară din mănăstire, se îmbrăca și el, un bărbat frumos. Și cu ochelari de soare, știți, în poza respectivă. Pentru că erau dați afară din mănăstiri. Dar în ultimă instanță, exceptând demolările din București, strămutările, nu știu ce, a traversat mai bine, nu zic bine, dar a traversat mai bine, nu atât de bine ca în Polonia, unde s-au construit în perioada comunistă, pentru că era atât de puternic filonul catolic și în Cehia, dar de Polonia știu că le-am văzut la fața locului. Și unde a fost o explozie în anii 70-80 de experiment sub regimul comunist. Dar nu i-a lăsat, îi lăsa în plata Domnului. Că, și dacă nu i-a lăsat, tot aia era, știți? De acolo li s-a tras și pieirea la comuniștii polonezi. Deci, dacă mă puneți o întrebare în asta globală, vă spun că e foarte nuanțat răspunsul. Da? La ruși a fost prăpăt cu demolare, cu pângărire, cu și așa mai departe. Și acum... cu refacere, că e, după umila mea, pare singură la ideologie pe care a statul rus în momentul de față. De unde și accentele foarte naționaliste și foarte... Nu facem politică. V-am promis că vorbim doar teologie, nu e politic. Dar e mai ciudat ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere la ei. Dar au reconstruit. Ce s-a dărâmat, s-a reconstruit. Deci Iisus Mântuitorul la Moscova, pe malul apei, lângă Kremlin, a făcut o elță. Dacă vă uitați în celelalte, Albania. În Albania n-am existat nici un lăcaș de cult creștin sau musulman. Enver Hoxha a închis tot și a declarat că e primul stat ateist. Era în lagă, mă rog, nu era chiar în lagă, dar erau și ei pe acolo. Știți? Deci nuanțele sunt foarte, foarte, foarte diferite. În Bulgaria nu și-a revenit suficient din perioada ocupației turce, ca să mai zicem de ce s-a întâmplat în timpul comunismului. Și acum, cât îmi dau eu seama, mă duc destul de... am fost destul de desen. N-are fervoarea pe care o are în România. Nu e neapărat bine. Dar vreau să spun, dacă e să compar, n-a ieșit bine ortodoxia bulgară. În Serbia o duce bine, în schimb. Tito a avut grijă să... Da?
nu te bagi, nu mă bag, și a fost o coabitare de asta foarte calmă. Cam așa. Când vorbim despre edificii de cult creștine, avem biserici, avem catedrale. Este o diferență doar de mărime, este o diferență avem de capele, funcție. Avem capele private, avem paraclise, nuanțele sunt foarte, foarte diferite. Acum, întâmplarea face, săptămâna viitoare, avem prima șezătoare de asta de proiectare. Chiar fac, am mai făcut capele, proiecte de capele private, asta s-ar putea să și construiască. Era o tradiție, mergeți, o luați pe DN1, pe stânga aveți Mănăstirea Țăgănești, puțin mai încolo aveți Mănăstirea Pisiota. Pisiota era o capelă privată a familiei Pisiota, care e și îngropată de dedesubt. Nu? Care ce funcție avea spre deosebire de... Era folosită ca biserică, dar de dedesubt era capela lor privată. Deci în loc să se îngroape în cimitir, s-au îngropat în această clitorie. Dar e o tradiție, la noi pare puțin bizar. Am vrut să spun capela Știrbei, să nu uit la buftea înainte de aia. Da? Era pe domeniu, avea capela lor și jos aveau și deasupra se slujea și se slujește și acum. Un exemplu mai celebru și ăsta costa foarte scump. Locul în fața altarului să te îngroape astfel încât toți să calce pe tine. Un exemplu celebru pe care vi-l dau și le știți cu siguranță este Shakespeare, care e îngropat în Stratford upon Avon la biserica lui, în fața altarului. Asta e, cum să spun, a o lua cu ispășirea până la, dacă mai durează, până la judecata de apoi să te... Tata, dar m-au călcat sute de ani în picioare, adică give me a break. Și e o formă de ispășire și în același timp o să spuneți, da, e și o formă de... Da, e și o formă de a finanța viața, nu? Sunt unele, sunt cenotafuri, adică sunt pietre din astea. Mă tot gândesc de exemplu de britanici, dacă mergeți în... catedrală chiar lângă Westminster, acolo la Westminster Abbey. Toți au cenotaf. Newton, nu știu ce, nu știu. Ei nu sunt îngropați acolo, dar au acest semn și nu e pe perete să dată cu aurii, deci pe jos să calci. O strategie de... Da. E o strategie de mântuire. Da. Dar și o strategie de PR al locului respectiv. Este și o strategie cu de bună seamă. De bună seamă. Bună, la Westminster Abbey sunt îngropați toți regii. Dacă dați o colo pe după, de la piatra, de la norma ăsta, coceritorul, cum îl cheamă, William the Conqueror. Da? Și cu tronul lui de piatră până la tatăl actualii suverane, găsiți acolo pe toți. Va veni o vreme când o vom găsi și pe actuala suverană, ține-o Dumnezeu cât mai tare, că e o regină excepțională. Sau la catedrala pe care am făcut-o la Curtea de Argeș, unde găsiți pe regii României. Cei care nu sunt primii doi îngropați în Biserica Mare, acum sunt îngropați în Biserica de la Carol al II-lea, Mihai. Și... Nu se calcă pe ei, la noi nu se calcă pe ei. În general, în ortodoxie, cel puțin în România, asta eu știu de la bunica, nu știu dacă scrisă încă, nu călcăm pe mormânt. Care este diferența dintre o catedrală și o biserică? Unde... Nu e de dimensiune, nu e de formă, nu e de nimic altceva decât de prezența catedrei. De unde avem și expresia ex catedra. Deci episcopul are o catedră de unde propovăduiește, da? Dar ea e catedra. La Oxford era cea mai mică catedră din Marea Britanie, la care merg la Christchurch, care era cea mai mică biserică din Oxford, era, aia era catedra. N-am nicio legătură cu dimensiunea. La noi se face această confuzie, când spunem, băi, da, e catedrală, frate. E ceva impozant. Nici pe mine. Este prezența catedrei, asta înseamnă. La, cum să spun, totdeauna e bine să ne uităm de unde am pornit ca să nu ni se fie puțin la cap. De unde era că episcopul era conducătorul, să zicem, localității, de asta era termenul de mitropolit. Și în catedrală este alt nivel de ierarh care slujește? Ierarhul poate să slujească absolut oriunde și poate să schimbe chiar realități fizice. O să spuneți că sunt dus cu pluta. Vă pot face o dovadă. Deci el poate să determine dacă locul acela este sacru sau nu pentru construcție, pur și simplu prin slujba de consacrare. Calmintera, nu știu, Petrache lupul, a tras Ștefan cu arcul și face în putna, Petrache lupul și se face la magazin și așa mai departe. Dar dacă vine ierarhul și spune aici și consacră, ăsta e loc sacru. Mai corect ar fi să vă spun că e loc consacrat. Și după 89 s-a construit foarte, foarte puțin în locuri din astea văzute, deși sunt exemple, dar majoritatea
toate bisericile pe care le-am făcut-o sunt în parcuri, nu știu ce, unde a dat primăria. Foarte bine. E loc sfânt. Ce ne puteți împărtăși ca opinie și profesională și personală despre mult discutata catedrală a Mântuirii Neamului? Dacă nu aveți nimic împotrivă, aș prefera să nu vă împărtășesc nimic. Și voi și spun de ce. Pentru că eu am câștigat singurul concurs care s-a făcut în 2002 cu o echipă de la Universitatea de Arhitectură. Noi am câștigat concursul. Noi tot așteptăm să fim chemați să facem catedrala. Înțelegeți ce vreau să spun. Nu avem nicio iluzie în acest sens pentru că e făcută. Dar eu nu pot să spun. Dar ce pot să vă spun? Vă spun cu toată dragostea și anume este o clădire care arată bătrânicios, dar nu este tradițională. Dar locul de amplasare? Locul nu e rău. Locul nu e rău. Este capătul unei axe. Colegul dumneavoastră îmi spunea că vine la Domnești. Dacă vine la Domnești cu mașina, o are tot timpul cap de perspectivă, ceea ce nu e foarte rău, că e una dintre axele drepte foarte puține axe drepte ale Bucureștiului. Și e reper, adică să te poți orienta din punctul ăsta de vedere. 1, 2. E singurul loc cu piatră din București. E singurul pinten de aia. E făcută și Casa Republicii acolo. Deci singurul teren de fundare, este singurul teren de fundare absolut sigur. În rest e pe tot felul de mâluri, de nu știu ce, mai fuge, mai Dâmbovița, mai infiltrații. Ăla e sigur. Și de-aia a fost ales, nu de Ceaușescu. Planul de urbanism din 1935, încinat Sfințescu și cu G.M. Cantacuzino, a spus acolo trebuie pus o clădire administrativă. Nu ce s-a pus, care e o catastrofă din punct de vedere arhitectural. Dar că acolo trebuie să stea o clădire de dimensiuni. Pentru că, și vedeți, nu trebuie să vă spun eu, uitați-vă că se vede catedrala din tot orașul. Deci a rezolvat această problemă. De amplasamentul e corect. Sau reformă. E plauzibil, se poate. Dovadă că s-a și pus, dovadă că funcționează ca reper. Dar îi dă și, o ajută cumva și pe asta, și pe casa, pe Parlamentul, cum se cheamă acum, pentru că îi dă o verticală. Parlamentul e o plăgintă de asta enormă. Intrând în interiorul bisericii creștine, cum este organizat spațiul sau care sunt spațiile? Cum este creată în interiorul ei? Acum, dumneavoastră, vreți să spun tot cursul înainte de... Doar așa, câteva. Nu, că nu e secret, fiecare vede. Prima observație, dacă îmi permiteți, nu e o corectură, dar a spune biserică creștină e tautologie, că nu există alte biserici, deci doar creștine au biserici. Spunând aceasta, aș spune că e aceeași împărțire la toți creștine. Și catolici și protestanți? Absolut, toată lumea. Există trei mari spații. Cum spune americanii, dacă e treime, bun. Deci există un spațiu care este al bisericii, dar în afara ei se cheamă exonardex. Da? Sau pro-naos în grecești, înainte de naos. Naos, care înseamnă navă, nu toate semnificațiile pe care și care e corpul propriu al bisericii. Și despre asta discutăm, că dacă e în formă de, că dacă i-a apărut transept, că dacă i-a pus un flash, că dacă i-a pus o turlă, o cupolă, o cupolă. Deci pe ăsta îl prelucrăm, să zic așa. Da? Și al treilea spațiu, care s-a numit inițial hieratium, deci partea sfântă, vă imaginați cum era bazilica și avea acea exedră unde stăteau judecătorii, nu știu, acum stăteau preoții, bun, ăla era hieratium. În timp, el s-a detașat și pe verticală, apar una, două, trei trepte și apare, să zicem, spațiul acesta, deci e mai sus decât restul locașului de cult și s-a și separat în Imperiul Bizantin, după episodul iconoclast. Lumea s-a reîntors la cultul icoanelor și au tot adus icoane și s-a pus problema ce facem cu ele, că bun, le tot lași acolo, da, nu? Și au găsit această formulă a unei, să zicem, simeze, care la grece mai joasă, la ruși ocupă tot spațiul dintre cele. După și-a apărut și numim altar, iar ăsta se cheamă iconostas, adică suport de icoană în grecești, iconostasis. Suport de icoană, nu e nimic. Doar că el s-a încărcat în timp, și pentru că s-a organizat și simbolic, s-a încărcat cu semnificație și eu găsesc cea mai bună definiție, cea mai frumoasă definiție dată iconostasului, cred că în Pavel Florenski, o carte care se cheamă, nu se vine să credeți, iconostasul. Și el spune acolo, îi spune, o pregustare a cerurilor. Deci, cum spun copiii din ziua de astăzi, iconostasul e un demon.
îți spune care e treaba. Dacă ai curajul să... Da? Avem câteva locașuri de sau curs. Sau teaser, sau cum mai spune, da, mai spune, da. Anunță cei dincolo, pe scurt. Avem câteva locașuri de cult zidite în stâncă, în piatră. Despre acelea ce ne puteți spune? Păi, pe unele le-am scanat chiar eu. Deci la Nămăi, la Corbii de Piatră și la Nămăiești am făcut noi... 2007-2008 am fost un proiect de cercetare cu Fundația Habitat și Arta în România, cu Institutul de Optoelectronică și Mingo. Și am făcut, le-am și acum, și la Câmpul Lung, Casa Domnească de la Mănăstire și Bărăția de la Catedrala Catolică. Unele sunt combinații, de cum e la Corbii de Piatră și la Nămăiești, altele sunt integrale, excavate astea. M-ați întrebat de daci, una dintre ipoteze la Corbii de Piatră este că a fost templu dacic și că a fost părintele de acolo și a zis, tată, dar are trei altare. Două, poate, și mă așa. Dar n-avea unul singur, în stea. Pare să fi fost un, adică a fost, și asta se întâmplă adeseori, chiar în istorie, cu, să zicem, bisericilor. Să fie preluate și amplasamente, da. Să fie ca atare, fie că a fost templu și l-a convertit, fie că nu știu ce, fie că nu știu ce. E frumoasă întrebarea despre daci, dar vă dau una cu despre roman. Densuși. Densuși este folosit din pietrele templului Jupiter Capitolin de la Ulpia Traiana Zarmii de Cetuza. Ne-au luat, ne-au pus să spune, spuse cu picioarele în sus. De unde știm? Păi inscripția latină. Să citim... ce scrie pe acolo, unde sunt temple de mormânt, coloanele aduse, ce ai pus de ei, cărămidă, se vede. Și are 800 de ani. Cum se face că vestul Europei are niște catedrale atât de impozante, niște minuni arhitecturale, în timp ce lăcașurile noastre sunt cumva mai cu minți, mai modeste? Cine suntem noi? Cine suntem noi? Cel mai mare lăcaș creștin, vorba dumneavoastră, de cult este Sfânta Sofia. Făcută cu 500 de ani înainte de ca Occidentul să se dumirească pe ce lume se află. Dacă vreți, continuăm discuția. Cele mai mari lăcașuri de cult creștine sunt la Istanbul. Era una Constantinopol. Deci în Sfânta Sofia se pot parca trei catedrale occidentale, așa, cu tot cu turle. Nu mă retrage înăuntru, da? Și tot spectacolul ăla, tot spectacolul tehnologic, în primul rând, al cu polii care nu se descarcă în câmp, se descarcă pe piciorușe. Și lumina secantă și cu OZN-ul care a fost, da? Iertați-mă, deci pur și simplu cred că nu e adevărat afirmația. E adevărat că sunt mai multe și a fost epoca catedralelor și citim despre ele și așa mai departe și ne punem astăzi, apropo de proiecția asta a posteriori, ăștia erau sănătoși la cap, deci tot ce aveau, tot ce aduceau și puneau în piață. Nu în casele lor, nu, unii mai puneam și dacă vă uitați la aparatul de medici. Dar Palatul de Medici nu e proiectul cel mai luxos care a fost oferit. Au ales un proiect mai, băi, totuși exagerăm. Catedrala e așa. Noi, familia de medici, da? Brâncoveanu era cel mai bogat om. Din Europa, nu din Valahia. Din Valahia zice că sună normal, da? Îi împrumutase cu bani. Împăratul Austriei i-a dat titlul de... Că n-avea să-i mai dea datoria înapoi, avea un titlu de ăsta simbolic. Omul ăsta, ce putea să? Putea să-și trimite copiii, nu? Și să... N-a făcut asta. A construit lăcaș, vedeți, și numai cei de restaurat de la 26 de ani de Brâncoveanu, ce se pune problema de construit? Cred că s-a construit, ca număr s-a construit mai multe biserici decât a construit Brâncoveanu, dar calitatea lor este absolut incomparabilă. Și toate aveau fortificații. Deci erau și centre de apărare. Era gândit ca o... Da? Puse strategic, aproape de aia, că am ajuns de aici, mai am un sal și sunt la Brașov. Sau mai am un sal și sunt la Sibiu. Cât de ușor sau de greu ne este să reconstruim sau să refacem o astfel de construcție atunci când este avariată, cum a fost situația de la Notre Dame? În general sau nou? Că nouă nu e greu să restaurăm și dacă... În general, bun. În general. Bun. Acum... Ce să vă zic? Avem și noi exemple bune de Notre Dame, deci de astea avariate.
Am fac o pauză că încerc să aduc aminte unde. Deci dacă mergi cu trenul, normal să vezi o biserică neterminată pe stânga, dacă pleci spre Craiova, dar nu știu să vă spun ce e la Chiajna, poate că e la Chiajna. Și ai o biserică neterminată. Nu e biserică prăbușită. E o biserică în care a avut loc o crimă și nu s-a mai ce a fost considerată tabu. Biserica, înțeleg că a recuperat-o acum recent și că vrea să o facă, să este tot felul de diplome pe tema asta. Și întrebarea este și o terminăm cum vreau ea să o termine acum 200 de ani, 300 de ani, sau o facem ceva de sticlă care nu știu ce. Și nu știu să vă răspund pentru că toată această gamă de propunere există. Toată această gamă de propunere există pentru Notre Dame, ca să păstrez, nu? Bun, dacă tot a căzut, acum să facem ceva și tot felul de țăcăneri, ați văzut tot felul de proiecte au circulat pe internet, care, de care mai bizare. Cel mai precaut este să face exact cum era. Mai puțin precaut avem exemple în România. Releveu, dărâmare și reconstrucție augmentată. Orice veți crede despre ghilimelele mele. Curtea de Argeș s-a făcut așa. A fost releveu, Lecom de Nui, care era la școala lui Viorele Duc. În fine, nu avem timp. Deci făcut releveu, avem releveu cum era biserica, dărâmată, făcută frumos. La Iași, Nicolae Domnesc, dărâmată, făcută frumos. Foarte frumoasă, sunt amândouă. Dar nu mai sunt bisericile vechi. Nu mai e biserica lui Basarab. Domnule profesor, din păcate ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Aș vrea să vă întreb cu privire la cursul pe care dumneavoastră îl realizați în cadrul Fundației Calea Victoriei. Ce vă propuneți cu acest curs? Cui se adresează el și ce v-ați dori la finalul lui să rămână pentru participanți? Obiectivele cred că sunt poate puțin mai modeste decât pare să le sugereze în întrebarea noastră. Oricui are o brumă de interes în această, cum să zic, lume, s-a spus despre ea că e dezvrăjită, dezenșană, cred că așa se traduce în român, dar dezvrăjită. Și nu e adevărat. Și nu e adevărat. Asta e prima opțiune. Și suntem nepregătiți. Că vin ăștia care zvrăjiți și ne, da, peste noi în Citadela Europa și ne aduc aminte ce am lăsat. Asta ar fi prima observație. Oricine are un minimum de interes pentru ceea ce înseamnă sacru și atenție, definiția sacru nu include, dar nu este acoperită de religios. Sacru poate să fie monstruos. Poate să fie absolut de neînțeles. Deci un eveniment din ăsta copleșitor până în neantizare. Bun. Deci asta este o primă opțiune. Oricine are minimum de fior de asta, tata, nu e, parcă nu se explică chiar totul. Ia priviți pe geam, se vede o cupolă de biserică? Da. Da. Dacă facem chestia asta în tot Bucureștile, nu le, deci le ocolim, dar ele sunt acolo. Ele sunt acolo, acolo se duce lumea, acolo se rezolvă probleme sociale. Acum în pandemie, vă rog să mă credeți, că eu am la mine, la Cuibu cu Barză, exemple, și aveam și în Ghencea, acolo au făcut căminul de bătrâni, acolo strâng copiii și le dau o masă caldă până să facă ăștia cu daycare center și cu nu știu ce. Lumea acolo se duce, lumea acolo se strânge bani și acolo poate dacă există interes, în colaborare, că e, se cheamă grassroots într-o frumoasă limbă română contemporană. Unde să strânge toată lumea? La biserică. Bravo, la biserică mă duc, am de rezolvat probleme. Nu contează ce crede ei, contează că se duc acolo. Și dacă nu credeți asta, mergeți în diaspora. Diaspora română, duminică, ai găsit pe toți mărați. Și aveți, dacă vreți să le spuneți ceva, ai găsit acolo. Și și-a recăpătat funcția biserica, chiar ca lăcaș. Și-a căpătat funcția pe care avea în creștinism original. Asta vreau să le spun în primul rând. În al doilea rând vreau să, puțin, din, să zicem, din micul meu punct de observație ăsta ca arhitect, să spun câteva lucruri. Ce m-ați întrebat și dumneavoastră. Cum se face, din ce alcătuie, de ce e aia, de ce e aia, de ce nu e aia și de ce nu e cealaltă. Pentru că una dintre funcții este asta, tabu, interdicție, n-ai voie să intri în noi, trebuie să stai în stânga sau în dreapta, trebuie să faci să nu știu ce. Și lucrurile acestea se uită și păcat. Și al treilea lucru, ce rezultat aș vrea? Să o minimă sensibilitate din asta, când ne uităm să spunem, tata, eu nu sunt credincios, dar îi respect pe oamenii ăștia care se duc acolo. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Dacă doriți să
faceți o incursiune în acest subiect și să aprofundați. Puteți găsi detalii despre cursul realizat de domnul profesor Augustin Ioan pe site-ul Fundației Calea Victoriei. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33.